Vă salut! Ne pregătim iar de un drum cu motosapa. Mergem la Ramona la țară. Avem mai multe de făcut acolo. Să sperăm că ne lasă și vremea și avem și timp. Mai am cu mine suflanta, drujba mică T435, benzină, ulei, tot ce ne trebuie. Avem și o grădină de curățat de vreo 6000 de metri. Și pe acasă vrem să dăm o motosapă de ajutor, cum s-ar spune, să frezăm puțin pe acolo, să pună și pe acolo ceapă, usturoi, am și rarița cu mine. Mă gândesc, poate o să fac ceva șanțuri pentru cartofi, dar nu sunt sigur. Cam ăsta e planul, e vineri după masă, o să am ceva de mers și mâine sper să facem o grămadă de treabă. Îi fac și plinul înainte să ne apucăm de treabă și o să-i bag și niște aditiv de benzină, așa cum ați văzut până acum. Asta merge la 70 de litri, dar eu îl bag la ochi. Bag. Deci nu este o problemă. Și acum mai pun frezele și le apucăm de lucru.
Am terminat de frezat bucata asta. Am dat și cu viteza a doua, ați văzut. Acum fac o pauză și o să încerc să fac niște rigole pentru cartofi, dar n-am decât roțile de cauciuc. O să văd dacă reușim. Am pregătit rarița, roțile de cauciuc. Ăsta l-ați văzut, l-am făcut eu aici în spate. Să vedem dacă l-am pus corect acum. Așa că să facem o încercare, să vedem dacă reușim ceva. Așa cum ați văzut, merge foarte bine rurisul ăsta. La relantiu a dus rigolele astea. Aici o să vină niște răzoare pentru ceapă și usturoi. Aici să vă arăt și biloanele astea pentru cartofi. Foarte, foarte bine au ieșit. Cred că merge și să ia stup. Dar o dată nu-i punem. E 11:47, facem o pauză de masă, am mers destul de repede cu lucrul aici și mergem în grădina aia de 6000 de metri să vedem ce reușim să facem și acolo. Am ajuns și la grădină, am pregătit drujba și suflanta, mai avem de curățat niște pomi. Și să vedem dacă merge suflanta, frunzele sunt cam băgate în iarba asta. Noi am vrut din toamnă să venim, dar când am venit a început să ningă. Dacă nu merge, o luăm cu stilul clasic cu greblă.
Mai facem și noi o pauză. Am dat și nu cu ăsta jos, de curățit am cam terminat acum cu suflanta și cred că terminăm și grădina până mai târziu. Dar ne mai și odihnim. Avem puțin și terminăm grădina. A ieșit bine și mergem acasă și punem niște cartofi pe șanțurile alea și încercăm să-i astupăm cu motocultorul. Să vedem ce timp avem, dar asta ar fi planul. Așa că mai am puțin de dat aici și plecăm să mai facem cu motocultorul. Cu șanțul ăsta și ca să fie perfect trebuie să o mai deschid un pic rarița ca să facă să dea cu multul așa, deci mai trebuie să o mai mergesc puțin, dar ne descurcăm și așa. Aici trebuia de prima dată mai largă, aici a fost rândul, o distanță prea mare, dar uite ăsta de aici pe care am plecat, ăsta deja s-a astupat mult mai bine, vezi? Mai corectăm puțin cu sapa, dar așa învățăm și pe ziua de azi cam atât. Mâine dăm cu el în remorcă 100 de kilometri ceva înapoi acasă și facem și noi pauză, dar mâine oricum e duminică. Așa că
Ne vedem mâine când ajung cu el acasă. Gata, am venit și pe el acasă. Urmează să-l descărcăm, să-l depozităm. Și cam gata cu clipul ăsta. Să ne vedem cu bine la clipul următor. Vă salut!